Toate fetițele visează să devină prințese, nu? Și să trăiască bună oară într-un palat ca acesta. Dar nu numai fetițele. Proiectata nuntă dintre Kate Middleton și prințul William le-a făcut pe multe femei să viseze frumos. Astăzi vom vorbi despre prințese și vom vedea cu ocazia aceasta că nu e o mare fericire să te afli în pielea lor. Nu mă voi referi la interdicțiile despre care a vorbit presa că va avea parte Kate Middleton după ce va deveni prințesă. Ce că nu are voie să joace Monopoly sau că nu trebuie să termine tot din farfurie sau că nu va avea voie să mănânce crustacee. Lucrurile astea sunt de-a dreptul comice. Cât despre interdicția să aibă un job, să fie angajată, cine nu-și dorește așa ceva? Vom face un salt înapoi în timp, cam acum 500 de ani, și ne vom referi la viața prințeselor din vremea aceea. Nu! No, c'est folie! Aucune folie, puisque nous nous sommes donné l'un à l'autre depuis toujours. Vos sentiments pour Henri de Guise sont trop éclatants, maîtrisez-les. Épousez vos pensiers. Non, mon père! Ne ajută și un film care este acum pe ecrane. Este vorba de Prințesa de Montpensier în regia lui Bertrand Tavernier. N-am găsit altă rimă. Ăsta e filmul, ăsta e regizorul. Acțiunea filmului se petrece în Franța anilor 1560 și ceva, pe vremea conflictelor religioase dintre catolici și hugenoți. Teribila noapte a Sfântului Bartolomeu, trebuie că știți despre povestea asta dacă ați citit romanele lui Paul Feval. Du péché, est-ce déjà péché? L'idée sans l'envie, non. Et l'idée avec l'envie? Si tu m'as trompé sur ton cœur et le sien, face à face, sans merci. Filmul lui Tavernier pare o ecranizare a romanelor lui Paul Feval. În plus, spune povestea prințesei de Montpensier, bineînțeles, o tânără domnișoară care este îndrăgostită de un tânăr șarmant, desigur, dar este obligată de taică-so să se căsătorească cu un alt bărbat. Délivrez-vous, oubliez monsieur de Guise. Schema clasică, banală, de la care Tavernier nu se abate deloc, pentru că el este un regizor corect, dar cu mințel destul de plat și fără mari sclipiri. Singura scenă mai altfel din filmul acesta este cea care se petrece în noaptea nunții, când cei doi miri trebuie să facă amor. Asta e, trebuie. Dar nu oricum. Fac amor în prezența unei întregi liote de rubedenii, care trebuie să stea la fața locului și să verifice dacă virginitatea prințesei este la locul ei. Este o scenă de-a dreptul suprarealistă, absurdă, dar este absurdul care, pe vremea aceea, făcea parte din firescul cotidian. M'aimerez-vous, madame? Quand vous me le commanderez. Venim mai înspre zilele noastre și ne oprim în secolul XVIII românesc. De data aceasta nu mai avem de-a face cu o simplă prințesă, ci cu principesa României Elena Cuza, prima doamnă a României și, în același timp, prima dintr-o serie de elene care, într-un fel sau altul, s-au inserat în istoria țării noastre. Muzeul Cotroceni găzduiește o expoziție extraordinară care ne introduce în lumea Elenei Cuza, în viața ei. Interesant e că se întâmplă chiar aici, la Cotroceni, unde Elena Cuza chiar a trăit o perioadă. În această expoziție putem vedea obiecte personale ale Elenei Cuza, putem vedea cristale de sevr, obiecte de veselă sau tacâmuri pe care le foloseau domnitorul și doamna sa, evantaiul ei, iată această rochie minunată care i-a aparținut, scrisori de ale ei sau fotografii, stampe. Aici am un obiect interesant, o casetă de călătorie a Elenei Cuza,
care are și peria de păr a ei cu monograma ei, parfumuri, pudrieră, o minunăție ce mai. Eu v-aș pune o întrebare. Credeți că Elena Cuza a fost fericită? Expoziția nu ne spune mare lucru despre acest aspect. Eu aș înclina să cred că n-a cunoscut prea multă fericire. Soțul ei, Alexandru Ioan Cuza, obișnuia să-i fie infidel și, de exemplu, a fost găsit la amantă inclusiv când au venit să-i ceară abdicarea. Amanta lui, Maria Obrenovici, prințesa Maria Obrenovici. Elena Cuza a acceptat supusă comportamentul soțului ei, ba mai mult, la un moment dat i-a înfiat cei doi copii pe care Alexandru Ioan Cuza i-a dat cu amanta, cu Maria Obrenovici. De asta înseamnă să fii cap încoronat. Există un singur loc unde prințesele pot să facă ce vor ele, în bazme. Și nu în bazmele clasice, pentru că acolo prințesele sunt la mâna căpcăunilor sau la mâna prinților care trebuie să le salveze, ci în bazmele neconvenționale, cum este acest bazm al prințesei Repede-Repede, scris de Emil Brumaru și de către Veronica Deniculescu și a apărut la editura Polirom. Nu este o carte pentru copii, pentru că e cam cu prostioare. De altfel, la ce ne-am fi putut aștepta când e vorba de Emil Brumaru? De altfel, volumul are ca subtitlu O poveste pentru adulți. În această carte, prințesa Repede-Repede respinge prin tot felul de metode, ca să zic așa, neortodoxe, pețitorii faimoși care vin să-i ceară mâna, dar ajunge să se îndrăgostească și să trăiască fericită până la adânci bătrâneți, alături de un pitic. Nu știu câte femei din ziua de astăzi și-ar dori o astfel de fericire. Acestea fiind zise, dragi prințese sau neprințese, până data viitoare vă urez să ascultați, să citiți, să vedeți toate cele bune.